Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou aici la mine pe canal la un nou clip. În clipul de azi vreau să vă prezint un machiaj de zi cu zi soft cu produse de la Essence, doar cu produse de la Essence. Am găsit această idee tot aici pe YouTube la alte fete și am zis că ar fi o idee bună să încerc și eu. Produsele pe care le voi folosi vi le voi arăta așa pe parcurs și am să vi le prezint așa pe scurt. O parte din ele le aveam deja în colecția mea, sunt produse pe care eu le iubesc, produse pe care le folosesc, le plac și vi le recomand. Dar mai am și o parte din produse care abia le-am achiziționat, deci va fi un fel de first impression pentru ele. Și voi vedea în timp cât de mult îmi plac, dacă îmi plac și voi reveni pe parcurs cu impresii. Dar ca să nu pierdem vremea, eu zic să începem, bănuiesc că sunt destul de aproape, cam așa arată tenul meu fără machiaj, părul este ud pentru că tocmai l-am spălat, am încercat eu să-l așez așa într-un fel, dar nu mi-a reușit, pentru că trebuia spălat. Și acum este așa ud și frumos și am acești cerceluși frumoși de la H&M pe care i-am achiziționat chiar ieri. Dar despre ei o să vedeți într-un clip la fel următor aici la mine pe canal, pentru că voi face un haul de produse. Bun, încep make-up-ul de azi cu o bază de machiaj Essence, evident. Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow Pore Minimizing Effect. Este o bază de machiaj care mie personal îmi place foarte mult. Nu folosesc foarte mult produs, cam așa e suficient cât să-mi acopere toată fața și acest primer este cu un efect așa glowy pentru față, tipul meu de ten este normal, uneori tinde spre combinat, uneori spre uscat, dar pentru că e vară și mie îmi place tipul ăsta de machiaj așa mai glowy, prefer să folosesc și o bază înainte de a aplica fondul de ten. Și pentru că am mai învățat încă o șmecherie tot așa de aici de pe YouTube, înainte de a începe aplicarea fondului de ten, voi da un pic pe față cu acest spray de fixare, Keep It Perfect, ceea ce va face tot machiajul să reziste mult mai bine. Este indicat acesta, fixing spray-ul, setting spray-ul îl folosiți la sfârșitul machiajului, doar la sfârșitul machiajului, iar fixing spray-ul puteți folosi atât înainte cât și după terminarea machiajului. Abia am cumpărat-o ieri. Așa. Și voi începe cu aplicarea fondului de ten. La fel, fondul de ten este un produs pe care deja îl aveam în colecția mea, este tot din gama aceasta cu primerul, Fresh and Fit Awake Makeup, Healthy Glow, bla bla bla, with Vitamin Complex and Cranberry Water. Și pentru primer este nuanța universală, nu există mai multe variațiuni, iar pentru fondul de ten nuanța mea este 30 Fresh Honey. Aceasta este chiar a doua sticluță din acest fond de ten pe care eu o folosesc. Am să pun un pic aici pe mână. Cam așa arată nuanța și am să folosesc un burețel și am să încep aplicarea. Să vin un pic mai aproape ca să vedeți cum se aplică. Are o acoperire medie, aș spune, dar avantajul pentru acest fond de ten pot să spun că este în felul următor. Dacă vrei să ai un aspect mai natural, așa, mai de zi, îl poți aplica într-un sat foarte subțire și e foarte ok. Iar dacă dorești o acoperire medie, îl poți aplica un al doilea strat. Ceea ce mi se pare foarte ok. Dacă ați mai urmărit clipurile mele, v-am mai spus că eu nu sunt adepta make-up-ului foarte heavy, așa, cel puțin când vine vorba de machiajul de zi cu zi. Ia să vedeți ce frumos s-a așezat. Și zic eu că o pompiță e mai mult decât suficient pentru o aplicare decentă.
Ce-mi dau eu seama acum este că nu mi-am luat aici aproape de mine nicio oglindă, dar am să dau un pic pe pauză și o să-mi iau oglinda. Perfect, cu oglinjoarea lângă mine, acum am să văd ce am făcut mai îndeaproape. Da, după cum v-am zis, se aplică foarte ușor, se aplică foarte bine, se blenduiește foarte bine cu tenul și este un fond de ten pe care eu îl recomand. Și nici nu este foarte scump, cred că este undeva în jur la 35 de coroane și cam tot pe acolo și prețul primerului. Eu le-am cumpărat de ceva timp, așa că nu mai aduc bine aminte exact cât au costat. Iar spray-ul de fixare a costat 30 de coroane. Așa. O aplicare foarte, foarte bună. Bun, următorul produs pe care îl voi folosi este acest concealer Camouflage Plus. Este produs nou în colecția mea, abia ieri l-am cumpărat. Spune aici că este waterproof și că acoperă tatuajele. Asta înseamnă că este un concealer cu acoperire foarte mare și cu un finish mat. Erau acolo două variante, acesta cu finish-ul mat și încă una cu un finish așa glowy, dar ăla nu prea era așa cu acoperire prea mare și am zis că e ok, am să-l iau pe ăsta pentru că tot mi s-a terminat concealerul de la Makeup Revolution și am zis că renunț să-l mai achiziționez pe acela deocamdată pentru că îl voi avea pe acesta. Iar nuanța pe care am cumpărat-o eu este 30 Light Honey. Da, și fondul de ten este tot 30, dar Fresh Honey. Era cea mai închisă nuanță de acolo. Aplicatorul arată cam așa. Acum am să aplic doar un pic de produs, doar ca să văd așa ca și idee ce fel de acoperire are, iar dacă va mai fi nevoie, voi mai aplica încă un strat suplimentar și voi folosi acest burețel mic pentru că am mai multă siguranță cu el. Acoperă foarte, foarte bine. Mă un pic să termin de blenduit ca să vedeți așa ca și idee. Am pare rău că aici am aplicat deja. Da. Ar fi trebuit să aplic doar la un singur ca să vedeți așa diferența, dar ca și primă impresie să știți că eu sunt foarte mulțumită de acoperire, iar culoarea este ok. În orice caz, o culoare mai deschisă nu ar fi fost nuanță potrivită pentru mine. Am să aplic și aici pe pleoapă pentru a neutraliza culoarea pleoapei. Pleoapele mele sunt așa ușor roșiatice și se cunosc vasele capilare și de aceea prefer să aplic un concealer pentru a mai masca un pic din treaba asta. Iar concealerul aplicat pe pleoapă mare rol și de primer pentru fard. Va face fardul să se lipească mai bine și să reziste mai bine. Eu zic că e suficient, nu am nevoie să aplic mai mult de atât. Am să mai aplic un pic aici pe puntea nasului. Aici, un pic pe barbă, doar pentru a ilumina un pic tenul și am aici un coșuleț frumos. Și vin tot cu acest burețel mic. Așa, am blenduit totul. Și cam așa arată acum fața mea. Bun, în continuare îmi voi face sprâncenele și voi folosi acest produs pe care îl vedeți tot timpul la mine, aproape în fiecare clip, Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara plus Filling Fibers. Și al meu este în nuanța 02 Brownie Browns. Un produs care de asemenea îmi place foarte mult, pe care îl aveam deja în colecția mea de mult timp. Acesta este chiar al doilea sau al treilea, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și încep
să pieptăn ușor sprâncenele cu mișcări scurte pentru a facilita și umplerea spațiilor. Prefer să nu folosesc și un creion, mai ales că e vorba de un machiaj de zi cu zi. Sunt de părere că nu sunt necesare prea multe produse. Eu tipul ăsta de machiaj îl fac așa în graba mare în fiecare dimineață și de aceea prefer să fie cât mai puține produse și veți vedea și pe parcurs, prefer produsele versatile. Adică un produs pe care îl poți folosi atât pentru ca și fard de ochi, dar și pentru față. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Am impresia că nu reușesc de fiecare dată să le fac să semene pe cât se poate de bine sprâncenele astea ale mele și, mă rog, nu e chiar un lucru atât de grav, pentru că nici fața noastră nu este simetrică, partea stângă nu seamănă perfect cu partea dreaptă, dar se cam observă uneori diferența. Așa. Un pic aici. Iar prețul pentru acest produs este la fel, undeva 15, 17, în orice caz cred că până în 20 de coroane. Așa. Mai departe am să trec la o pudră de fixare. Din păcate nu mai am capacul, dar este aceea Brighten Up Banana Powder în nuanța 10 Baba Banana. Cam așa arată. Și am să folosesc tot burețelul, am să iau un pic de produs, tapotez ușor pe dosul palmei pentru a îndepărta excesul de produs și am să vin cu el ușor doar în zona aceasta. Observ că anticearcănul nu are nevoie de fixare, el se fixează singur și într-adevăr finish-ul este mat, dar vreau să vin un pic cu această pudră doar pentru a mai ilumina un pic zona. Un pic pe barbă și un pic pe frunte, pentru, mă rog, aici în Danemarca deja nu mai este cald, vara s-a cam dus, dar ca și variantă, dacă este cald și vara afară, tocmai pentru a fi sigure că nu veți avea fața mult prea luceasă în timpul zilei, este bine să aplicați și un pic de pudră. După cum vedeți, am luat doar o dată, am tapotat și cu produsul care a mai rămas, am mers în zonele în care aveam nevoie și atât. Nimic mai mult. Nu vreau să fac fața să arate prea pudrată. Am terminat și cu pudra, am terminat și cu sprâncenele. Mai departe o să venim pe zona ochilor. Și ieri la standul de la Essence am găsit această paletuță superbă, foarte frumoasă și foarte versatilă din punctul meu de vedere. Paleta se numește Hey Cheeks și conține blush, bronzer și highlighter. Am să desfac, cam așa arată paletuța. Eu cred că este extraordinar de frumoasă. Avem aici produse atât mate cât și sidefate. Sper să reușesc să desfac. Așa. Am făcut câteva swatch-uri acolo în magazin. Tocmai a căzut cana cu pensulele, nu vă speriați. Și mi s-a părut o idee foarte bună de a avea o astfel de paletă, tocmai pentru că poți folosi produsele atât pentru față, gen bronzer, blush, highlight, dar aceleași produse se pot foarte bine folosi și pentru machiajul ochilor, pentru că e aceeași chestie. Nu înseamnă că dacă un produs e destinat doar pentru bronzing, de exemplu, nu înseamnă că nu îl poți aplica și pe pleoapă ca și fard. Și pentru că e atât de micuță, compactă, ușoară, are aici și o oglinjoară, mi s-a părut genială.
Și e bine, de exemplu, nu ca mine, care fac acum YouTube și și am destul de multe produse în colecția mea pentru că sunt curioasă și vreau să încerc și vreau să așa. Pentru cineva care vrea doar un machiaj așa, de zi cu zi, cu toate că cu această paletă poți atinge și un look mai intens, folosind, de exemplu, un creion. Aplici un creion negru, vii pe deasupra cu fard în culoarea dorită și creezi acel efect mai intens. Foarte, foarte ok. Acum să vedem ce fel de look îmi iese. Am să iau o pensulă. Să vedem pe care. Voi lua pe aceasta. O pensulă așa de blending mai mult. Și am să vin cu nuanța cea mai deschisă, mată, de bronzer, pe care o am să o aplic în pliul pleoapei pentru definire. Încep din colțul extern și o aplic așa frumos. Ceea ce vă pot spune așa ca primă impresie, când am pus pensula în paletă, văd că e destul de prăfoasă, dar nu mă deranjează. Important este să se blenduiască frumos. Și vedeți deja ce schimbare. În momentul în care se accentuează pliul pleoapei, deja se schimbă ușor treaba. Începe deja să arate machiaj. Așa, văd că se blenduiește destul de bine. Așa, acum voi veni cu nuanța aceasta de blush, pe care o voi aplica tot în colțul extern al ochiului, cu aceeași pensulă, n-am nicio problemă să fac treaba asta. Ușor prin mișcări de tapotare pentru a lipi produsul de pleoapă. Și voi face asta la ambii ochi. La fel și acesta este un blush mat, ușor prăfos când pun pensula pe el, dar arată foarte frumos la ochi. Și acum vin ușor cu blending. Aici încerc să scot produsul așa ușor în afară, într-o formă de V. Că se blenduiește foarte ușor și acesta. Așa. Acum voi veni cu nuanța aceasta deschisă de highlighter și voi folosi degetul să iau din produs. Cam așa arată pe deget și îl voi aplica aici în colțul intern al ochiului cu mișcări ușoare. Folosind degetul, vom face culoarea să fie foarte, foarte pigmentată și să se aplice foarte bine. Vedeți ce frumos? Este un bronz, un highlighter auriu. Foarte frumos. Așa, încă un pic. Și încerc tot cu degetul să blenduiesc ușor granița dintre culoarea mai deschisă și culoarea mai închisă. Pentru a nu mai fi nevoie să vin suplimentar cu o pensulă. Așa. Și să văd aici dacă am o pensulă ușor mai micuță ca să mă ajute la detalii. O am pe aceasta și voi lua tot din
același highlighter și îl voi aplica un pic mai în detaliu aici în colțul intern al ochiului pentru a ilumina mai bine zona. Astfel voi crea impresia vizuală că sunt odihnită. Și la fel ochiul va părea mai mare și mai deschis. Așa. Să știți că sunt foarte mulțumită de felul cum s-a așezat concealerul. A acoperit foarte bine. Așa. Cu aceeași pensulă de detaliu am să vin pe același bronzer mat pentru a-l aplica pe linia inferioară a genelor, cam așa, pentru a crea aici ușor o umbră, creând o umbră aici sub ochi. La fel vom crea impresia de ochi mai mare și vom accentua ochiul într-un mod foarte frumos. Așa. Cum v-am zis de la început, este un machiaj soft, este un machiaj ușor, un machiaj în culori potrivite pentru vară, un machiaj ce poate fi purtat de zi cu zi. Așa, și cu pensula de blending mai vin încă o dată pe acel blush închis și îl mai aplic un pic aici în colțul extern al ochiului. Și blenduiesc ușor în pliul plapei. Așa. Cam asta ar fi machiajul ochilor. Și urmează acum să vin cu mascara. Mascara pe care eu îl folosesc de la Essence este acesta. Îmi place foarte mult. Este al doilea achiziționat. Îl am pe primul aici, e terminat deja. Și îl voi include cu siguranță în clipul de empties. La fel și nu am aici. Ba da. Produsul pentru sprâncene, acesta este cel nou achiziționat, iar acesta este cel vechi. Este deja terminat și va fi și acesta inclus în clipul de empties. Get Big Lashes Volume Boost Mascara Clump Free. Negru, foarte calitativ. Îmi place foarte mult cum separă genele, cum le oferă volum. Iar la prețul pe care îl are, eu zic că își merită toți banii. Din fericire, ca să zic așa, m-am documentat suficient aici pe YouTube ca să aleg o mascara bună de aici, de la Essence. Pentru că au atât produse calitative, dar și produse mai puțin calitative. Acum, mă rog, treaba asta e relativă, în funcție de părerile fiecăruia, de experiența fiecăruia și așa mai departe, dar am fost surprinsă să văd că produsul este foarte ok. Așa. Încă un pic. Prefer să-l aplic așa în 2-3 straturi pentru a da un efect mai intens. Eu am genele relativ lungi și ușor curbate. Pot să spun că sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Ca și calitate, mă rog, se poate și mai bine decât atât, cum e de exemplu
acel mascara Lash Ecstatic de la L'Oreal, pe care l-am de asemenea în colecția mea, dar e ok. Cred că cel mai mult din aplicarea make-up-ului mea, aplicarea fondului de ten și aplicarea de mascara la ochi. Hop. Cam așa. Vedeți ce frumos arată? Bun. Am terminat și cu ochișorii și acum trecem la față. Voi lua această pensulă cu dublă de la L'Oreal și voi folosi acest capăt care e pentru contouring. Vedeți că este un pic produs aici. Și voi lua bronzerul și îmi voi contura ușor fața. Această pensulă o găsesc foarte potrivită pentru contouring, pentru că ușurează foarte mult treaba. Să iau și oblinjoara. Blenduiesc ușor cu mișcări ascendente. Să am mereu grijă ce fac cu oglinda pentru că observ că de multe ori o bag în cadru. Lucru total nepotrivit. Pentru că trebuie să vedeți și voi ce fac eu aici. Nuanța bronzerului este foarte, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Așa, vin și cu această pensulă pentru a blendui mai bine produsul. Așa. Și tot cu pensula aceasta, în continuare, voi veni și pe zona tâmplelor. Oho, părișorul. Să fac cumva să sprijin oglinjoara. Vin ușor și pe linia părului pentru a da feței un aspect bronzat. Cobor pe linia tâmplei în partea dreaptă și unesc aici toată treaba. Îmi plac atât de mult cei ăștia. Am impresia așa că mă prinde foarte bine lucrul ăsta, să mai reglez un pic. Aici camera, sper să nu se răstoarne. Și pot să vin cu ceva produs în plus. Așa. După care, voi veni și aici pe linia mandibulei, dedesubt, exact dedesubt pentru a defini mai bine și blendez ușor în jos pe gât. La fel și în partea aceasta. Așa. Vin așa de aici, de unde am început cu conturul feței. Cobor ușor pe lângă ureche și vin aici sub mandibulă, blendez ușor. Sub barbă la fel. Blenduiesc în jos pe gât. Perfect! Așa. Trecem mai departe la blush. Acum nu știu dacă să-l folosesc pe acesta. Asta e un rose gold așa. Asta e un piersiciu. Și culoarea aceasta mai închisă. Tind totuși să cred că e cam pic cam închisă pentru tenul meu ca să-l folosesc ca și blush, chiar dacă la ochi se așează foarte bine și foarte frumos. Și cred că am să-l folosesc pe acesta sidefat. Și am să vin cu această pensulică frumoasă, care am folosit-o tot pentru blush. E ok, e folosită cred că doar de 2-3 ori. Nu cred că e nevoie să o spăl deocamdată. Așa. Iau oglinjoara mai aproape. Iau un pic de produs. Zâmbesc ușor și aplic aici.
Și blendesc ușor în sus. Așa. Foarte frumos. În realitate se cunoaște de fapt mult mai intens decât se vede pe cameră. O, oglinda, oglinda Gabriela. Așa. Și acum urmează highlighterul, acesta de aici. Am să vin cu această pensulă de la Luxie 560 Medium Fan. Și am să fac cam așa în produs și pe parte și pe alta. Vedem cam cât produs ea, că e cam firavă pensula asta. Bun, nici prea mult. Dacă e nevoie, mai reaplicăm. Așa. Nu sunt niciunul dintre aceste farduri prea pigmentate. Nu riști să dai greș cu ele, să zici că ai aplicat prea mult sau să te chinui cu blending-ul. Dar în același timp poți construi ușor cu ele. Voi aplica ușor și aici sub sprânceană pentru a ilumina și a ridica sprânceană. Cam așa. Ușor pe puntea nasului, aici la buze, uite, vă arăt cum arată acum zona asta de aici de la buze și în momentul în care veniți cu highlighterul. Se luminează și se evidențiază mult mai bine. Așa, un pic aici pe vârful nasului și ușor pe barbă. Ok. Am terminat și cu fața. În continuare trecem la buze și am să folosesc Ultra Last Instant Color în nuanța 08 de la Essence, o nuanță foarte frumoasă. Vedeți? Care se potrivește foarte bine cu restul machiajului. Așa. Este foarte cremos, foarte hidratant și rezistă destul de bine pe buze. Nu este chiar ultra last, așa cum scrie pe el, dar este bun. Cel puțin pentru machiajul de zi cu zi, eu zic că e foarte, foarte ok. Îmi place foarte mult cum s-a așezat totul pe față. Și se vede foarte, foarte bine. Așa. Iar pentru a completa un pic look-ul cu buzele, am achiziționat tot acum recent Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Și pentru a nu murdări produsul, prefer să fac în felul următor. Iau aplicatorul, pun aici pe mână și de acolo vin cu degetul și aplic ușor pe buze. Mă concentrez în special pe centrul buzelor. Am auzit de acest lip gloss de la Andrea Pletoianu și într-adevăr a avut dreptate. Este foarte hidratant și nu este lipicios deloc, deloc. Dacă în general luciurile de buze sunt lipicioase, groase, așa, aici nu-i cazul. Și rezistă foarte, foarte bine pe buze. Eu l-am folosit și ieri și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ca să vă mai arăt un truc,
pentru a face buzele să pară mai pline, luați o pensulică din aceasta așa mai de detaliu și cu bronzer, nu foarte mult produs, veniți aici sub buză pentru a crea o umbră. Dar o blenduiți foarte, foarte bine bronzerul. Îl blenduiți foarte, foarte bine pentru ca acesta să nu se vadă. Vedeți? Și creând acolo o umbră, dați impresia de buză mai plină. Foarte frumos. La fel, cu și mai puțin produs, veniți aici. Mă rog, ar fi fost de preferat treaba asta să o fac înainte de a aplica rujul. Să iau o pensulică curată, pentru a blendui. Vedeți? Se observă, nu e nevoie să se observe o diferență mare, dar dacă sunt, știți cum, sunt acele mici detalii care fac diferența. Gata. Bun. Asta e tot. Un look frumos, fresh, de vară, în culori frumoase, un ten proaspăt luminat, doar cu produse de la Essence. Eu sper că v-a plăcut. Am să mă întind cu luci de buze peste tot. Bun, revin. Dacă v-a plăcut acest clip, arătați-mi că v-a plăcut. Eu zic că am reușit să fac aici un look foarte frumos, foarte reușit, cu produse ieftine, cu produse versatile, așa cum este această paletă de la Essence. Nici nu a costat foarte mult. Uite, am aici restul de prețuri. Deci, pentru mascara, 20 de coroane. Concealerul să vină la mine, concealerul să vină la mine. Concealerul a costat 24 de coroane. Fixing spray-ul a costat 30 de coroane. Lip gloss-ul Shine 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 a costat 17 coroane, iar paletuța aceasta superbă a costat 52 de coroane. Eu zic că e un preț foarte ok, aveți 6 farduri aici, cum am și precizat de mai multe ori de-a lungul clipului, și pentru ochi și pentru față le puteți folosi pe toate, iar pentru un look intens folosiți creier negru. Ideea când am început cu acest clip a fost în felul următor. Nu știam ce fel de make-up să realizez. O parte din produsele pe care le am în colecția mea de la Essence încă sunt acasă. Sunt momentan pe drum să vină înapoi aici la mine, așa că nu aveam toată colecția completă, nu aveam de unde să aleg mai multe produse și am zis în felul următor. Se aprinde un beculeț și pun lucrurile cap la cap în felul următor, într-un mod foarte logic. Și anume, voi crea două look-uri. Adică acesta este primul, cu un look de zi cu zi, ceva soft, cu produse Essence. Și va urma pe viitor încă un clip, tot folosind produse de la Essence, dar un look mai intens, un look de seară, de petrecere, dacă vreți. Pentru că mi s-a părut mult mai logic așa. Nu toată lumea se machiază intens zi cu zi, la fel cum nu toată lumea poate nu preferă machiajul de tipul ăsta, așa mai soft. Și am zis ca să împac și capra și varza, fac două clipuri diferite și rezolv situația. Terminăm, lungim clipul prea mult. Dacă v-a plăcut, arătați-mi că v-a plăcut. Dați-mi un like, dați-mi un share, dați-mi un subscribe
și urmăriți-mă aici pe YouTube dacă mai aveți idei de clipuri pe care doriți să le vedeți aici la mine pe canal. Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Vă pup, vă iubesc, vă aștept cu drag din nou aici la mine pe canal într-un clip viitor. Până atunci, vă pup! Pa, pa!